Păreți destul de triști de Ziua Națională a României. Copiii știu ei că trebuie să meargă la clasa lor, la clasele lor, la... Nu uitați că în 16 decembrie, cu ajutorul Domnului, ne mutăm. Nu prea sunteți entuziasmați. Unde vă este bucuria azi? Vă zic sincer, sunt foarte happy în această dimineață. Și nu din cauza că sunt foarte obosit, ci din cauza că Duhul Sfânt a atins inima mea. Și vă zic în ce fel. Știți, cel mai glorios lucru pentru inima ta, sufletul tău, e atunci când știi ce, că faci ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu. Asta e cel mai bun lucru posibil. Când știi că tu faci ceea ce trebuie înaintea lui Dumnezeu. Și nu știu cum v-ați petrecut sau nu v-ați petrecut voi ziua de ieri, dar eu am petrecut-o în cel mai bun mod posibil. Cel mai bun mod posibil. Nu există un mod mai bun posibil să-ți petrezi ziua de 1 decembrie 2018 față de cum am petrecut eu. Pentru că am fost 22 de ore într-un loc al închinării înaintea lui Dumnezeu. Și crezi-mă, nimeni nu se compară cu lucrul ăsta. Când unii s-au dus la parade și au celebrat tancurile, ne-am celebrat puterea lui Dumnezeu. Să știți că România are nevoie de puterea lui Dumnezeu. Tancurile noastre sunt vechi. Armata noastră este slabă. În comparație. Noi suntem viteși, știu. Dar în comparație cu ceea ce poate să ne dea Dumnezeu. Și în timp ce mulți din națiunea română au petrecut cum au petrecut, vă spun, cel mai glorios mod posibil a fost să stau împreună cu sfinți din diferite părți ale țării și să ne rugăm înaintea Domnului și să ne închinăm înaintea Lui și să proclamăm suveranitatea lui Dumnezeu peste această națiune și să spunem că națiunea asta are nevoie de Dumnezeu. Și un lucru care m-a atins pe mine în mod mai special. Și știu că unii dintre voi vă gândiți ce se laudă ăsta în dimineața asta. E ok, e ok. Mă laud. Yeah. Auzic, Dumnezeu a descoperit inimii mele cât de important este să fii inițiatorul unor lucruri în care se aduce închinare lui Dumnezeu în mod voluntar. Și duminica venim la biserică pentru că ne-am obișnuit, pentru că avem program, pentru că trebuie. Dar de 1 decembrie, când toată lumea ar putea să facă orice altceva, tu să stai înainte lui Dumnezeu, să știți că ăsta este un lucru special înainte lui Dumnezeu. Sunt convins că soția mea prețuiește cel mai mult când renunț la lucrurile mele care îmi plac mie, doar ca să fiu cu ea. E ceva diferit de a o invita la film lunea când nu fac nimic. Cum ar fi să o invit la film miercurea când mă duc de obicei la fotbal? Lucrurile se schimbă. Pentru că spun ceva în mod indirect. În mod indirect. S-o iubit-o miercurea să te invit la film. Nici măcar nu-i atentă soția mea. Ok, iubit-o. Zic înainte lui Dumnezeu să îți petești timpul în mod voluntar. Să și cheltui timp și energie doar pentru a te închina Lui este un lucru glorios. Și am mers până la Cluj să ne închinăm și am venit aseară și am ajuns după ora 2 acasă și vă zic că mi-am pus căștile în urechi și am ascultat 20 de predici și n-am înțeles nimic și m-am culcat pe la vreo 3. Și la 6 m-am trezit, prima dată.
Mi-am pus căștile în urechi, am mai ascultat și mă gândeam, Doamne, fă să pescuiesc ceva. Fă să pescuiesc ceva în spirit pentru poporul Tău. Am pescuit ceva în spirit pentru poporul lui Dumnezeu. Dar vă zic, mai mult decât toate lucrurile astea, e ceea ce Dumnezeu a pus în inima mea. Pur și simplu, în dimineața Dumnezeu mi-a vorbit clar, scutură-te de orice formă de oboseal, de lucruri de genul ăsta, asta poate să fie doar în mintea ta. Știți, noi avem tendința asta, când facem o lucrare sau ceva pentru Dumnezeu, după aceea, relax, wow, ce minuni și lucrări mari am făcut pentru Dumnezeu. Să știți că felul în care Iisus a trăit a fost diferit. Iisus stă și slujește și eliberează de demoni un oraș întreg. După Sfințitul Soarelui. În Marcu, capitolul 1, versetul 23. După Sfințitul Soarelui, stă și slujește și vindecă, eliberează de dragi. Asta e o lucrare serioasă să eliberezi de dragi. Dacă ai fost implicat în așa ceva, înțelegi ce spun. Pentru că lucrurile aia vin împotriva ta, te afectează la nivel spiritual, te obosește cumva. Iisus a slujit după Sfințitul Soarelui și spune că o cetate întreagă a venit la ușa soacrei lui Petru ca să fie binecuvântată. Și i-a vindecat pe toți și i-a eliberat pe toți. Și cum, doar stau stând să mă gândesc. Cum ar fi să întâmple odată, după Sfințitul Soarelui, tu să fii implicat într-o lucrare și să te folosească Dumnezeu vindecând și eliberând un oraș întreg. Toată Timișoara. Îți dai seama ce succes ai avea. Toate spitalele din Timișoara să fie libere într-o seară, pentru că oamenii au auzit că ai venit tu în oraș și că ești plin de puterea lui Dumnezeu. Și tot orașul să fie vindecat și tot orașul să fie liberat, să mai fie niciun drac peste oameni și să nu mai fie nicio boală peste ei. Cum ți-ai petrece a doua zi? A doua zi celebrezi succesul. În pat până la două, numai cu laude, aleluia, Doamne, mi se cuvine să stau acum. Uite ce lucrări minunate am făcut în numele Tău, Iisus. Biblia spune, înainte, să se îngâne noaptea cu ziua. Spune că era în același loc al închinării, înaintea Lui. Înțelegeți? Ăsta era stilul de viață lui Iisus. Iisus nu lua pauze duhovnicești. Nu. Iisus trăia în prezența lui Dumnezeu. Pentru că înțelegea că din acel loc vine viața adevărată. De multe ori, noi scăpăm aceste lucruri. Le ratăm. Și doar gândindu-mă, vă zic de ce mă bucur. Pentru că știu că împreună cu alți sfinți am scris istorie în ziua de ieri. Știți, la 100 de ani, mi-am petrecut ziua în prezența lui Dumnezeu. Asta e un lucru istoric pentru toată viața mea. Lucrul ăsta va rămâne scris, etern. Mi-am petrecut ziua asta, care a fost o zi importantă pentru națiune, și îmi pare rău să spun, majoritatea sfinților n-au știut că este o zi importantă pentru națiune. Când Dumnezeu mi-a vorbit în luna iunie sau iulie, în tabăra Hristos pentru România, legat de cine va sta înaintea mea. Cine va sta înaintea mea? Dumnezeu mi-a și spus un lucru. Nu tu ar trebui să faci lucrul ăsta. Serios, asta e ce mi-a spus Dumnezeu. Nu tu ar trebui să faci lucrul ăsta. Inițiatorii unor astfel de lucruri, să chem poporul lui Dumnezeu să se roage și să se închine, ar fi trebuit să vină de la liderii spirituali acestei națiuni. Și vă spun, m-am uitat pe site-ul Bisericii Ortodoxe, n-a fost nimic inițiat. M-am uitat pe site-ul Bisericii Catolice, nimic inițiat. M-am uitat pe site-ul Bisericii Baptiste, n-a fost dat niciun comunicat, haideți să ne rugăm să ne închinăm înaintea Domnului, să celebrăm pe Domnul, să venim împreună, să ne închinăm Lui. Site-ul Bisericii Pentecostale, nimic. N-am auzit aproape nimic în lumea carismatică întâmplându-se, decât lucrurile noastre normale, conferințele noastre normale, ce facem noi în mod normal. Dragilor, marele preot se înfățișa înainte lui Dumnezeu o dată pe an, pentru a sta înainte lui Dumnezeu pentru păcatele poporului. Și Dumnezeu mi-a pus întrebarea asta, cine va sta înaintea mea?
în această zi. Cine va sta înaintea mea? Pentru că evenimentul ăsta istoric este un eveniment istoric și înaintea tronului lui Dumnezeu. Cineva trebuie să stea înainte lui Dumnezeu cu ce s-a întâmplat în ultimii 100 de ani. Și credeți-mă, dacă iau și mă uit Deuteronom 28 versus națiunea română, eu nu pot să declar 100% că națiunea română este o națiune binecuvântată. Pentru că văd sărăcie în națiunea română, lipsuri, vă aduceți aminte? Lipsuri și sărăcie. Văd moarte prematură în națiunea română și dacă încă vreți să mai rumegăm subiectul despre moarte prematură, vă spun, avortul este moarte prematură. Avortul este moarte prematură. Avortul nu este voia și planul lui Dumnezeu. Și atunci când oamenii mor prematur, este o formă de blestem. Gândiți-vă că suntem pe locul 2 la nivel mondial. O altă formă de blestem este ca oamenii noștri să fie sclavi în alte națiuni. Când Dumnezeu a vrut să pedepsească poporul Israel, Dumnezeu le-a spus, veți fi sclavi altor națiuni. Și eu văd, și sper că și dumneavoastră vedeți, România este o națiune care, împreună cu Republica Moldova, care, știu că știți, suntem același sânge, suntem principala sursă de trafic de persoane la nivel mondial. România și Republica Moldova. E imposibil să călătorești în capitalele din vestul Europei și să nu vezi și să nu auzi. Este faptul că fetele românce sunt cele care se prostituează pe străzile Romei, Vienei, Madridului, Barcelonei. Și lumea vestică, suntem principala sursă de trafic de persoane. Ați văzut o grămadă de misiuni, sper, România te iubesc, în care se vorbesc despre lucruri, în care românii sunt sclavi în alte națiuni, nu sunt plătiți, sunt considerați inferiori și lucrurile astea sunt lucruri care trebuie să se schimbe în România. Dar lucrurile astea știți că se vor schimba când cineva va sta înaintea tronului lui Dumnezeu și va cere milă și îndurare. Milă și îndurare. Vreau să spun că lucrul ăsta a fost un lucru istoric pe care mulți nu l-au prins. Și inițiatorii ar fi trebuit să fie lideri spirituali acestei națiuni. În frunte cu patriarhul și cu ceilalți care poate au făcut o slujbă pe acolo, pe la Alba Iulia și știu ce au făcut, dragilor, noi trebuie să stăm înaintea Domnului. Nu să facem slujbe religioase, ci să stăm înaintea Lui și în prezența Lui și să cerem mila și îndurarea lui Dumnezeu. El este un Dumnezeu al milei și îndurării. Dintotdeauna a fost, dar să știți că mila și îndurarea lui se manifestă în contextul în care cineva face ceva înaintea lui. Domnul este bun. Și vă spun că Dumnezeu ne-a dat favor. Favor. La oamenii aceia am fost acolo, Dumnezeu ne-a dat favor. Și ca și preoți acelui preanalt am proclamat că vrem ca această națiune să aparțină lui Dumnezeu. Și vrem ca Iisus Hristos să fie faimos în această națiune și vrem din toată inima ca El să domnească. Îl vrem pe El ca și Domn. Îl vrem pe El ca și Dumnezeu. Nu vrem pe alții să domnească, să stăpânească peste noi. Vrem pe Domnul Iisus. Știți că în lumea spirituală sunt mai mulți stăpâni. Știți, nu? Și ăia din lumea spirituală, stăpânii din lumea spirituală, să știți că au argații lor în lumea fizică. Noi vrem ca Iisus să fie Domn în această națiune. El să guverneze, El să domnească, legile Lui să fie implementate, pentru că acolo este viață și libertate și este binecuvântare. În ultimele săptămâni, Dumnezeu a pus pe inima mea să vorbim despre lumea spirituală și ne-am dus foarte mult în partea întunericului. Și am vorbit despre blesteme generaționale, dacă vă aduceți aminte. Am vorbit despre nemulțumire săptămâna trecută și Dumnezeu m-a făcut atent să vorbesc puțin despre ce înseamnă să fii sub legământ. Noi suntem sub un legământ înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să știți că legămintele creează o legătură mult mai puternică decât o simplă promisiune. De aceea când intri în căsătorie, nu faci o promisiune, ci intri sub un legământ cu celălalt. Faci un legământ înaintea lui Dumnezeu.
Și să știți că cele mai puternice legăminte sunt legămintele de sânge. Legămintele de sânge sunt cele mai puternice legăminte. Să știți că cei care se ocupă de ocultism, cei care umblă în vrăjitorie, cei care umblă în întuneric, înțeleg puterea legămintelor de sânge. Să știți că cea mai înaltă jertfă pe care cineva poate să o aducă lui Satan este jertfa umană. Să știți că în jertfele lor folosesc tot felul de sânge, de coco și de alte animale, pentru că înțeleg că există o legătură între sânge, între sânge și legământ. Și legămintele cele mai puternice și în Scripturi au fost legămintele de sânge și legământul creează o legătură mult mai puternică și mai intimă decât o simplă promisiune. Să știți că și legământul căsătoriei este un legământ de sânge. Acum, fetele și femeile își pierd virginitatea la vârste șocante. Dar să știți că în poporul evreu trebuia să demonstrezi că a intrat în căsnicie virgină. Să știți că dacă bărbatul era nemulțumit de soția lui, putea să meargă la bătrânii cetății și să spună: soția mea nu a fost curată, fecioară înaintea lui Dumnezeu. Și Biblia spune că părinții ei trebuia să meargă și să ducă semnele fecioriei ei înainte lui Dumnezeu ca să dovedească că a fost curată când a făcut legământ cu el. Și nu vreau să intru în detalii, dar trebuia să ducă un cerceaf pe care era sânge. Pentru că ăsta era semnul legământului. În ziua de astăzi, fetele își pierd mult prea ușor ceva ce este dumnezeiesc, creat de Dumnezeu, și care te duce într-o poziție de un legământ împreună cu soțul tău. Multe, multe divorțuri se întâmplă din cauza la ignorarea acestui lucru și acestui principiu, să știți. Dumnezeu a făcut legăminte cu oamenii și vreau să știți că Dumnezeu se raportează la oameni pe baza legămintelor, nu pe baza la altceva. Să nu ai impresia că dacă părinții tăi au fost pocăiți, sau dacă tu te rogi, sau dacă tu cânți, îl impresionezi pe Dumnezeu. Dumnezeu se raportează la toți oamenii pe baza unor legăminte. Dumnezeu a făcut legăminte cu oamenii și s-a raportat la ei pe baza acelor legăminte. De aceea noi când venim și suntem parte din Biserica lui Iisus Hristos, să știți că nu suntem parte din Biserica lui Iisus Hristos decât pe baza unui legământ pe care noi îl facem public. Mă înțelegeți? Faptul că te-au botezat părinții când ai fost mic, ăla nu este un legământ. Legământ este ceva ce tu inițiezi înaintea lui Dumnezeu ca și răspuns la ceea ce ai înțeles că este Dumnezeu pentru tine. Legământul este un semn exterior a ceva ce s-a întâmplat în interiorul tău. Și, sincer, vreau să fiu foarte clar cu voi, ca să înțelegeți că așa se raportează Dumnezeu, așa s-a raportat în Scripturi și așa se va raporta până în veșnicie. Dumnezeu a făcut un legământ cu Avram. Și vreau să vă citesc. Domnul i-a zis lui Avram: eu sunt Domnul care te-am scos din țara Ur, din Haldea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis: ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsele nu le-a despicat. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: seminții tale dau țara aceasta de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat. Domnul a făcut un legământ. Și vreau să vă explic ce se întâmpla și vreau să știți că în conceptul evreiesc și atunci când evreii făceau un legământ al căsătoriei, se întâmpla următorul lucru. Și au mai rămas anumite lucruri și în vremea de azi. Dar să știți că două clanuri veneau împreună atunci când doi tineri se căsătoreau. Două clanuri veneau împreună. În vremea de atunci, să știți că căsătoria nu era inițiată deloc de tineri. Căsătoria era un lucru atât de important încât era inițiat de părinți. În vremea de atunci era o surpriză pentru tineri cine va fi alesul sau aleasa. În vremea de azi e o surpriză pentru părinți. Dar în vremea de atunci era o surpriză pentru tineri. Pentru că clanurile a două familii veneau împreună și copiii de mici erau dăruiți unul celuilalt de către părinți. Și când era vremea căsătoriei,
Cele două clanuri veneau împreună și părinții, tații, capul familiei, trebuiau să facă următorul lucru. Trebuiau să despice câteva animale în două. Erau animale despicate în două, ok? Și între animale despicate în două, era ca un fel de râu de sânge care se scurgea dintre cele, din carcasele animalelor. Și aici spune că să tai mai multe animale și se făcea un culoar de sânge între cele două și capii familiei, tații, trebuiau să se descalțe și să meargă prin acel sânge și să jure înaintea celelalte familii, așa să se întâmple mie și familiei mele dacă noi nu vom respecta legământul pe care îl facem cu voi. Înțelegeți? Nu era cum e azi. O juruință din aia, te voi iubi până la moarte, bla, 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 zi, pastore, ce ai de zis? Nu, scumpilor, era un lucru făcut înaintea lui Dumnezeu. Și dacă nu ați înțeles, vreau să știți că legământul căsătoriei este un legământ făcut înaintea lui Dumnezeu. De aceea, biblic și scriptural, divorțul este o formă de blestem. Știu că nu ne place să auzim lucrurile astea, nici mie nu-mi place să le vorbesc. Dar sunt lucruri care sunt în Scripturi. Cei care divorțează nu mai pot să restaureze niciodată ceva ce a fost zidit în inima lor. O trebuie să trăiască toată viața lor cu o stigmă în inimă. Nu spun că nu au parte de binecuvântare, nu spun că nu au parte de favor, nu spun că s-a încheiat totul cu ei, dar va trebui să trăiască cu o stigmă în inima lor. Din cauza acestui lucru. Acum, în Noul Testament, când Hristos a făcut un legământ cu noi, este un legământ de sânge. Este un legământ făcut prin sângele mielului. Noi am avut parte de harul, de îndurarea, de binecuvântarea lui Dumnezeu care s-a îndurat de noi și a luat păcatele noastre asupra lui. A plătit în locul nostru prețul care trebuia plătit. Și vă aduc aminte că o lună în urmă v-am spus despre lucrul ăsta. Evreul înțelegea diferit aceste lucruri din cauza faptului că evreul trebuia să facă un act care îl implica pe el personal. Când un evreu trebuia să meargă și să facă ispășire pentru păcatele lui, trebuia să ia un animal, trebuia să ia un miel, pe care să-l ducă înaintea preotului și el, personal, trebuia să-și pună mâinile peste capul animalului, peste capul mielului și să rostească păcatele care el a făcut. De aceea noi ne mărturisim păcatele înaintea lui Dumnezeu. Trebuia să-și mărturisească păcatele pe capul acelui animal. Și apoi tot el trebuia să ia un cuțit și el trebuia să jertfească animalul. Să știți că animalul nu era jertfit de preot. Preoții nu erau măcelarii templului. Omul respectiv trebuia să își taie propriul animal, să simtă sângele acelui animal. Omul când mergea înapoi acasă, credeți-mă, mergea marcat de ceea ce s-a întâmplat. Pentru că omul respectiv înțelegea că păcatele lui și vina lui a căzut asupra acelui animal și acel animal a murit în locul lui. Acel animal a fost jertfit ca el să trăiască. Înțelegeau diferit aceste lucruri. Noi în ziua de astăzi, Iisus în sus, Iisus în jos, te iubim, îți mulțumim. Hei, hei, super. Dragilor, oamenii erau marcați de acea jertfă și noi ar trebui să fim marcați de jertfa lui Iisus. Pe viață. Lucrul ăsta trebuie să te marcheze. Ăsta e motivul pentru care când venim duminica la adunare, îi dăm laudă lui, nu stăm ca niște pipirigi și ne uităm, mă, ce cântec e ăsta? Nu. Ci îți deschizi inima și lauzi pe el, te închini înainte lui, dai adorare, spui, îți mulțumesc frumos pentru ceea ce tu ai făcut. Mă înțelegeți? Indiferent dacă îmi place cum e piesă sau nu e piesă, indiferent dacă e bumsi sau nu e bumsi, îi dai laudă lui Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut. Ăsta e motivul pentru care noi ne întâlnim aici duminica, să lăudăm pe mielul care a fost junghiat. Puterea sângelui său poate să elibereze națiunile pământului. Știți că dacă este o nădejde pentru România, nădejdea stă în jertfa lui Iisus Hristos, nu în altceva. Nu în sclipirea politică a acestei națiuni. Nu stă nici în câte înțelepciuni au românii față de celelalte națiuni. Ci stă în ceea ce Hristos a realizat pentru noi. Aia este șansa noastră. Șansa noastră. Hristos a plătit un preț. Să știți că oricine, vă spun, spune în Biblia ta și în Biblia mea, dacă vreți pot să vă citesc, ce se întâmplă când cineva rupe acest legământ. Știți că acest legământ făcut cu Hristos, tu poți să-l rupi. Tu poți să-l rupi. Vă citesc ce spune Epistola către Evrei. Spune, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor.
Și nu îmi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de nelegiuirile lor. Dar acolo unde este iertare de păcate, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, se referă, se adresează fraților și surorilor. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut promisiunea aceasta, să veghem unii asupra altora. Doamne ajută-ne în Biserica Lumina să veghem unii asupra altora. Noi de multe ori zicem, eu nu vreau să zic de fratele meu sau de sora mea că trăiește niște lucruri, nu, sau dacă zic, auzi, fă să nu știți. Scumpilor, să veghezi unii asupra altora înseamnă din dragoste să spese de celălalt și când celălalt umblă strâmb să cauți să-l ajungi să umble drept. Nu să închizi ochii și să zici, așa el. Nu. Când veghem unii asupra altora, căutăm să ne ridicăm unii pe alții, căutăm să ne îmbărbătăm unii pe alții, căutăm să umblăm în căile lui Hristos. Asta înseamnă biserica adevărată. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne! Să veghem unii asupra altora. Ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Vezi, când vedem pe unii că părăsesc adunarea noastră, să știți că nu este rolul pastorului să sune în fiecare săptămână. Auzi, unde ai fost, ce ai făcut, nu știu, nu, scumpilor. Pastorii devin lunetiști, polițiști. Nu este rolul fiecare dintre noi să ne pese de cineva pe care nu l-am văzut în ultima vreme în adunare. Să nu părăsim adunarea Sfinților cum au unii obicei. Să știți că asta se întâmpla de acum 2000 de ani. Nu e ceva din secolul 21. Și ascultați ce spune următorul verset. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia 2 sau 3 martori. Și acum versetul 29 este despre să rupi acel legământ de sânge cu Iisus Hristos. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Și în Epistola către Evrei sunt 5 avertismente. 5 avertismente sunt de Epistola către Evrei cu el la faptul că noi ca și sfinți putem să alunecăm. Și să știți că alunecarea nu este ceva brusc, ci este ceva ce îngădui în viața ta, tolerezi în viața ta în mod constant. Și vă spun ce mi-a vorbit Domnul și este a treia oară în 3 săptămâni când spun lucrul ăsta. Este a treia oară în 3 săptămâni când spun lucrul ăsta. Să nu faci niciodată legământ cu lucrurile pe care ar trebui să le cucerești. Să nu faci niciodată legământ cu lucrurile pe care ar trebui să le cucerești. Și este un pasaj în Scripturi, de fapt sunt mai multe pasaje în Scripturi, dar unul este în Iosua, capitolul 9, ca să vă explic puțin să înțelegeți mai bine. Să nu faci niciodată legământ cu lucrurile pe care ar trebui să le cucerești. Vezi, când Dumnezeu i-a scos pe evrei din poporul Egipt, le-a dat niște instrucțiuni clare și le-a spus, în țara promisă sunt mai multe națiuni care trebuie nimicite. Și știu, când stai și te gândești la lucrurile astea, te gândești la ce Dumnezeu rău, toate lucrurile astea, dar să știți că din punct de vedere spiritual lucrurile astea au sens. Pentru că dacă evreii nu i-au cucerit pe ei, acele națiuni i-au cucerit pe evrei. Și i-au dus în idolatrie, și i-au dus în blestem, și i-au dus păcate, și destrăbălare și lucruri nasoale peste ei, peste viețile lor. De aceea Dumnezeu a spus, cei ce sunt în acele locuri să fie nimiciți cu desăvârșire. Și unul dintre popoare a fost un popor mai șmecher. A intrat groaza în ei și au auzit că poporul evreu,
cuceresc țara promisă și că Dumnezeul cerului este împreună cu ei și atunci s-au folosit de o șmecherie. Și s-au îmbrăcat toți așa cu haine învechite, au avut numai pâine mucegăită și au arătat așa un popor din ăsta de vagabonzi, de haiduși, de cum vreți voi, care stăteau și rătăceau și ei prin pustie și merg înainte, gabaoniții, merg înaintea lui Iosua, Iosua capitolul 9, poți să pui sus dacă vrei, de la versetul 3, merg înaintea lui Iosua și spun, noi suntem un popor necăjit, faceți legământ cu noi. Locutori din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Erihonului și cetății Ai, au întrebuințat un viclănșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie, au luat niște saci vechi pe măgarilor, niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite, versetul 5. Iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpite și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care aveau pentru hrană era uscată și mucegăită. S-au dus la Iosua și au spus, noi venim dintr-o țară îndepărtată, așa cum faceți și voi, faceți un legământ cu noi. Și Iosua, fără să-L întrebe pe Dumnezeu, cu toate că Dumnezeu i-a spus, tot ce este acolo trebuie cucerit, a făcut un legământ cu ceva ce ar fi trebuit cucerit. M-auziți? Au făcut legământ cu ceva ce ar fi trebuit cucerit. Acum să știți că și noi putem să facem uneori legăminte cu lucruri care trebuie cucerite. Vă dau un exemplu. Samson a făcut legământ cu cineva care trebuia cucerit. Mă înțelegeți? Dalila trebuia cucerită pentru împărăție prima dată. M-au zis? Unii fac legăminte, Biblia spune să nu te înjuci la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Biblia spune. Când te înjuci la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, faci un legământ nepotrivit. Tu crezi că tu ești tare, tu crezi că tu poți, tu crezi că tu schimbi, tu crezi că tu faci. Dar în Biblia noastră s-a scris să nu faci genul ăsta de legăminte cu lucrurile pe care tu trebuie să le cucerești. Dalila a făcut ca Samson, puternicul Samson, să devină un animal de casă pentru filisteni. Samson, omul puternic, omul care singur a omorât 1000 de oameni. Omul care purta, a luat niște coloane și le-a sfărâmat și a căzut un templu întreg cu mii de oameni înăuntru. Deci, credeți-mă, era o structură puternică care avea mii de oameni înăuntru. Samson în puterea lui a rupt lucrurile alea și nimeni nu putea să stea înaintea lui și el s-a crezut puternic față de lucrul ăsta și a făcut un legământ cu Dalila și Dalila l-a dus într-un loc în care Samson a fost un animal de companie pentru filisteni. Vedeți-vă că Biblia spune că îl luau pe Samson și își băteau joc de el. I-au scos ochii, l-au orbit și își băteau joc de el, stăteau și râdeau de el, de marele Samson. Pentru că a făcut un legământ cu lucruri nepotrivite. Tu nu fă un legământ cu lucruri nepotrivite. Ascultă-mă, de multe ori facem un legământ fără să ne dăm seama cu depresia, facem un legământ fără să ne dăm seama cu neiertarea. Și stăm în iertare și lucrurile alea care ar trebui să le cucerim, începem să le facem parte din viețile noastre. M-auziți? Important să auzi lucrul ăsta, lucruri care ar trebui să le cucerești, începi să le faci parte din viața ta. Și dacă națiunea română a fost obișnuită mulți, mulți ani ca să fure, începem și noi să lăsăm furtul să fie parte din viața noastră. Dacă națiunea română a fost obișnuită să blesteme pe Dumnezeu și pe toți ființii, lăsăm și noi lucrurile astea să facă parte din viața noastră, că nu trebuie să fim noi neapărat mai diferiți decât ceilalți. Dacă națiunea română, noi am îngăduit tot felul de lucruri și nimeni nu te-a prins, înseamnă că lucrurile pot fi tolerate. Dragilor, vreau să știți că atunci când facem legăminte cu lucruri nepotrivite, nu mai avem parte de ajutorul lui Dumnezeu. Și asta este cel mai grav lucru. Nu fă un legământ cu lucruri nepotrivite. Nu poți cuceri ceea ce tolerezi. M-auziți? Nu poți cuceri ceea ce tolerezi în viața ta. Cucerirea vine dintr-un moment al confruntării. De aceea, nu fă legăminte cu lucruri care ar trebui cucerite, care ar trebui scoase, de care trebuie să fii liber, de care trebuie să fii eliberat. Nu lăsa ca identitatea ta să se definească în funcție de probleme pe care le ai. Ci mai degrabă lucrurile alea, confruntă-le în viața ta. E a treia oară în trei săptămâni când vorbesc despre lucruri și credeți-mă, știu ce vorbesc. Dumnezeu mi-a vorbit clar, specific, direct
că sunt lucruri în biserica noastră care nu sunt ok. Unii sunt sub niște forme de blestem care nu sunt ok. Le tolerezi, ai argumente, începi să îți pui minții tale că nu e chiar așa. Dragilor, vi le-am spus foarte clar, foarte deschis, puteți să ascultați din nou ce am vorbit săptămânile trecute, lucrurile astea nu sunt lucruri care să le tolerezi. Vreau să știi că demonii și blestemele nu mor odată cu tine. Știi treaba asta? Da? Demonii și blestemele nu mor odată cu tine, ci ele merg mai departe în generații următoare. Și ceea ce mi s-a părut un lucru foarte interesant. David, împăratul David, înainte să moară, îl cheamă pe Solomon la el. Îl cheamă pe Solomon la el și ce mi-ar place ca să avem bărbați înțelepți în biserica noastră, care să aibă curajul și îndrăzneala să meargă înaintea copiilor lor și să spună ceea ce David a spus fiului său. David merge înaintea lui Solomon, cred că în 2 Împărați, capitolul 4, dacă nu mă înșel, da, 1 Împărați, capitolul 2, 1 Împărați, capitolul 2. Poți să pui 1 Împărați, capitolul 2? În 1 Împărați, capitolul 2, David îl cheamă pe Solomon, pe fiul său. Îi spune, David, în viața mea au fost mai mulți dușmani. A spus, dușmanii ăștia vor veni împotriva ta. Dacă tu nu-i biruiești pe ei, ei te vor birui. Dacă vrei ca împărăția ta să fie stabilită, dacă vrei ca împărăția ta să propășească, și versetul 4-6 spune, 1 Împărați 2 cu 4-6, spune că Solomon și-a stabilit împărăția după ce i-a nimicit pe vrăjmașii tatălui său. Împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. El a trimis pe Benaia, fiul lui Jehoiada, să meargă și să facă curățenie la toți dușmanii pe care Solomon i-a avut, pe care David i-a avut. Și tot capitolul 2 spune, pe ăla să nu-l tolerez, 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 ăștia sunt dușmanii care au fost dușmanii mei, când eu voi muri, ăștia vor veni, se vor ridica toți împotriva ta. Și el și-a stabilit, și-a instaurat împărăția în timp ce au ucis pe ceilalți. Nu acum, dragilor, nu înseamnă că te duci acasă și tata tău a avut nu știu ce cu nu știu cine și scos știu eu. Depinde ce ai. De la, știu eu, tocător, cuțit, din ăla de șaorma. Pistoale, puști, airsoft și o ce alte minunății. Și dacă tata a avut treabă cu ăla, nu lasă să se referă. În Noul Testament, dușmanii noștri sunt unii spirituali pe care trebuie să-i biruim. Și noi avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Vezi, ăsta e unul dintre lucrurile care se schimbă între Vechiul și Noul Testament. Și vreau să mă înțelegeți bine. În Vechiul Testament, cine curvea cu soția altuia era nimicit din popor. În Vechiul Testament, homosexualul era nimicit din popor. În Vechiul Testament, dacă un bărbat se culca cu o femeie în timpul necurăției ei, era nimicit din popor. Și sunt mai multe lucruri pentru care era nimicit din popor. În Noul Testament, există iertare pentru toate lucrurile pentru care primeai pedeapsă capitală în Vechiul Testament. Din pricina harului și îndurării lui Dumnezeu. Și curvarul poate să primească iertare, și homosexualul poate să fie eliberat, și cel care face lucruri neîngăduite poate să aibă parte de harul și de îndurarea lui Dumnezeu, pentru că este o vreme în care Duhul Sfânt se manifestă în har. De aceea în Noul Testament nu te duci cu pușca și faci rânduială la toți dușmanii părinților tăi, dar dușmania trebuie să-i confrunți pentru că dușmanii sunt spirituali. De aceea, dragilor, să nu tolerăm, să nu facem legăminte cu lucrurile care trebuie să le confruntăm. Știți, unii dintre noi stăm săptămâni, luni, ani și ne anestezăm conștiința spunând, așa sunt eu, Domnul este bun.
Nu sta cu așa sunt eu și Domnul este bun. Dacă știi că mânia ta este la un alt nivel, este la un alt nivel decât a altora, este bine să confrunți mânia ta. Mânia ta poate să se schimbe în timp. Crede-mă, poți să devii un om, un om care nu ai mânie, prin puterea Duhului Sfânt al Dumnezeu. Dar dacă nu confrunți mânia ta și o tolerezi acolo și spui așa sunt eu, temperamentul părinților meu, da, ai moștenit la părinții tăi niște lucruri pe care nu trebuie să le tolerezi, trebuie să le confrunți. În loc să le ascunzi acolo, confruntă-le. Dacă știi că din generație în generație părinții au trăit strâmb și spui, păi așa au fost și părinții mei, nu, lucrurile aia tu trebuie să le confrunți ca să se rupe un ciclu, un ciclu al blestemului de peste familia ta în generația ta. Se poate întâmpla lucrul ăsta. Dacă știu eu, tot neamul tău a umblat în știu ce fel de lucruri și tu le îngădui în continuare să știi că lucrurile alea nu vor muri odată cu tine. Boli, trebuie să le confrunți. Boli, trebuie să le confrunți. Nu să le tolerezi, nu să te obișnuiești cu ele, trebuie să le confrunți. Trebuie să știi clar ce se întâmplă în lumea spirituală legat de ele. Trebuie să știi clar dacă ceva îngăduit de Dumnezeu, nu să iei doar un verset și să zici, nu. Trebuie să știi clar dacă e îngăduit Dumnezeu sau e ceva demonic, o sursă a întunericului. Trebuie să știi clar lucrul ăsta și asta trebuie să stai să te uiți. Există o formă de blestem. Există vreo ușă deschisă prin care familia mea sau eu personal am interferat cu cel rău. Pentru că sunt lucruri care nu trebuie să le tolerăm. Minciuna, Biblia spune minciuna să nu fie tolerată în mijlocul vostru. Neiertarea să nu fie tolerată în mijlocul vostru. Pisma, ura, gelozia, invidia să nu fie tolerate în mijlocul vostru. Mărturisirea strâmbă, hoția să nu fie tolerate în mijlocul vostru. Curvia, pornografia să nu fie tolerate în mijlocul vostru. Dezbinările, bârfa, defăimarea să nu fie tolerate în mijlocul vostru. Atitudinea de aroganță, de superioritate să nu fie tolerate în mijlocul vostru. Scumpilor, dacă noi nu o să începem să confruntăm lucrurile astea, v-am spus, lucrurile astea vor merge mai departe, peste generații. Și n-ai vrea să fii cunoscut ca unul care n-a adus binecuvântare în generația ta când vei sta înaintea lui Dumnezeu. De aceea mi-a plăcut de David. L-a luat pe Solomon și i-a spus, ăștia au fost dușmanii mei, ocupă-te de ei ca tu să intri într-o altfel de binecuvântare. Și ce se întâmplă cu Estera? Cu Estera? Estera trebuie să confrunte dușmanii poporului Israel pe care nu i-a ucis cine trebuia să ucidă. Știți, Haman Agagitul, fiul de-a lui Agag, care a fost în mâinile lui Saul. Agag a fost în mâinile lui Saul. Și Domnul i-a spus, nimicește cu deșăvârșire pe amaleciți. Și ce a făcut el? A lăsat anumite lucruri așa, alea oile mai grase și mai nu știu ce, și anumiți slujitori și pe Agag însuși, l-a eliberat. Și peste câțiva zeci de ani, Estera, împreună cu întreg poporul Israel, este aproape să fie nimicit din cauza lui Haman. Pentru că au tolerat generațiile dinainte ceva ce ar trebui să confrunte. Mă înțelegeți? De aia noi nu trebuie să tolerăm ceea ce trebuie să confruntăm. Și ce se întâmplă? Că v-am spus despre gabaoniți. Știți că gabaoniții mai apar odată în Scripturi. A? Vreau să știți, dragilor, că Dumnezeu întotdeauna va respecta legămintele care noi le facem. Și dacă sunt cu El, și dacă sunt cu cel rău. Și ce se întâmplă? Știe cineva? Gabaoniți mai apare odată în Scripturi. Biblia spune că în vremea lui David, a fost foamete 3 ani de zile. 3 ani tot poporul a suferit de foamete. E nasol să suferi de foamete 3 ani de zile. Biblia spune, în vremea lui David, 2 Samuel, cred că capitolul 3 spune, în vremea lui David, tot poporul a suferit de foamete. Și asta pentru că Saul, a mers și a ucis pe gabaoniți, cu care Iosua, cu sute de ani înainte, a făcut un legământ. Iosua a făcut un legământ cu gabaoniții. Peste câteva sute de ani, este o foamete de 3 ani,
Pentru că Iosua a făcut un legământ cu gabaoniții și a spus că noi nu vă vom nimici. Și Saul merge și nimicește împotriva lor. Știți ce este necesar ca să fie adus ca și jertfă, ca să se rupă acel blestem? Ăsta lucru care nici măcar nu ți le imaginezi. Biblia spune că David a trebuit să dea mâinile gabaoniților pe câțiva descendența lui Saul, pe care gabaoniții i-au spânzurat ca să se termine foamea respectivă. Și astea sunt lucruri și interferențe cu lumea demonică. Mi-e clar lucrul ăsta. Dragilor, vreau să știți că dacă noi nu înțelegem că sunt anumite lucruri, pentru că noi putem sta aici și să credem că nu mai există blesteme. Tot a fost rupt în Iisus Hristos. Am auzit de astea, am fumat teologie de astea la viața mea o grămadă, dar când stai și te uiți în biserică, toți oamenii se confruntă cu lucruri. Oamenii se confruntă cu lucruri. Oamenii trăiesc în lucruri. Mi-ar fi plăcut să vă spun, în momentul în care l-am primit pe Hristos în inima mea, toate lucrurile s-au făcut noi și eu trăiesc numai în petale și flori. Nu. În Hristos am primit mântuirea, dar eu trebuie să confrunt cu lucruri ca să fiu liber, ca să umblu în libertate. În momentul în care m-am întors la Dumnezeu, să știți, că Claudius ăla vechi nu s-a făcut nou a doua zi. Claudius ăla vechi se noiește în fiecare zi. Continuă să se noiască, sper, nădăjduiesc. Auzi, Claudius ăla vechi a venit dintr-un context groaznic. Claudius ăla vechi a fost într-o lume în care tatăl lui a murit la 13 ani, s-a înhăitat cu găști, a umblat în chestii de genul ăsta, până la 20 de ani era super arogant, avea un mers foarte apăsat uneori, am tendința asta să umblu așa cum umblam altădată, dar altădată umblam de șmecher așa. Tu mă cunoști, Rebecca. Știți că lucrurile aia nu au plecat din mine imediat ce eu m-am întors la Dumnezeu. Uneori, și recunosc, chiar înaintea voastră aici, uneori văd unele excese de mânie ce le aveam în alte vremuri. Și alea sunt lucruri care trebuie să le confrunt, nu lucruri care să le tolerez. De aia vreau să vă chem pe voi să confruntați lucrurile care trebuie confruntate, nu să le tolerați. Știți de ce? Pentru că există putere în sângele lui Iisus. Dragilor, astea nu sunt vrăjeli, nu există o putere mai mare decât puterea sângelui lui Iisus. Să știți că dacă cel rău și armata întunericului aduce jertfe animale, noi avem o jertfă care este nesuperioară oricărui animal. Este jertfa sângelui lui Iisus. Nu există putere mai mare decât puterea sângelui mielului. M-auziți? Nu există putere mai mare decât puterea sângelui mielului. Nu există formă de blestem pe care puterea sângelui mielului să nu o poată rupă. Asta doar în capul tău. Dar crede-mă, înaintea lui Dumnezeu, puterea sângelui mielului rupe orice formă de blestem, orice formă de blestem generațional, orice, știu eu, blesteme spuse, orice incantație, orice vrăjitorie, orice lucru este rupt în puterea sângelui lui Iisus Hristos. Și noi trebuie ca și preoți să învățăm să lucrăm împreună cu sângele lui Iisus, pentru că în sângele lui Iisus avem eliberare, avem vindecare, avem restaurare și avem împuternicire în fața întunericului. De aceea nu trebuie să te temi, nu trebuie să-ți fie frică, pentru că în sângele lui Iisus este viață, este binecuvântare. Și să știți, și când luăm cina Domnului, scumpilor, și noi ne împărtășim înainte lui Dumnezeu, noi chemăm puterea sângelui lui Iisus Hristos peste noi, peste viețile noastre, este ceva ce se întâmplă în atmosfera spirituală. Îmi pare rău să spun că mulți oameni merg, și eu am fost așa, 20 de ani, meream dimineața la 4 să mă împărtășesc de Paște la Biserică Ortodoxă, nici nu vreau să știți cum arătam și în ce spirit umblam pe vremea aia. Pentru că când vedeam pe preoți că înconjoară biserica și făceau cu cădelnițele împreună cu prietenii mei, sincer, ne luau draci atunci și făceam tot felul de lucruri. Eram sub influențe care nu erau ok, sincer. Eram la 4 dimineața să ne batem joc de ceea ce vedeam că fac ei acolo. Și apoi mergeam și luam Paștele, luam Paștele frumos, mergeam cu cănița, luam Paștele acasă, mâncam cu familia, nu înțelegeam nimic despre ce e vorba și despre ce sunt lucrurile astea, dar acum înțeleg. Există ceva supranatural atunci când te împărtășești cu Iisus Hristos.
ceva supranatural se întâmplă. Acolo poate să fie vindecare, poate să fie liberare de blestem, poate să fie liberare de sub puterea întunericului. Astea nu sunt lucruri pe care biserica le face așa. Dragul, biserica primară, când luau comuniunea împreună, erau manifestări ale puterii lui Dumnezeu în mijlocul lor. Era manifestarea slavă, era manifestare în vindecare. Unul este înviat în timpul cinei, în vremea lui Pavel. Se întâmplă lucruri extraordinare. Nu sunt chestii pe care biserica... Nu, ci sunt lucruri care se întâmplă în lumea spirituală atunci când tu înțelegi simbolul acestor lucruri. De-aia vreau să stăm înaintea Domnului și vreau să vă chem pe fiecare dintre voi. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și poate ar fi bine să începi să confrunți lucrurile de care te temi. Lucrurile de care ți-e frică. Pentru că nu este nimeni mai mare, nimeni mai tare ca Dumnezeul lui Israel. Nu este nimic care să stea împotriva lui. Noi cântăm că cine va sta împotrivă? Îți spun răspunsul, este nimeni nu poate sta împotrivă. El este stăpân, El este domn, El are autoritate deplină asupra tuturor lucrurilor. El poate să rupă orice formă de blestem de peste tine, dar El așteaptă ca tu să confrunți acele lucruri. Așteaptă ca tu să confrunți acele lucruri. Nu tolera ceea ce trebuie să confrunți. Nu fă un legământ ascuns cu ceea ce tu ar trebui să confrunți. Și în dimineața asta, înainte să ne împărtășim înaintea lui Dumnezeu, haideți să chemăm puterea sângelui Mielului peste viețile noastre. Și indiferent care sunt lucrurile cu care te confrunți, poate de săptămâni, de luni, de ani, din generație în generație, vreau să știi că acele lucruri pot fi rupte în puterea sângelui Mielului. Acele lucruri pot fi rupte în puterea sângelui lui Iisus Hristos. Abba, vreau să chem puterea sângelui Mielului peste această adunare. Și cer să faci curățire peste noi, peste fiecare dintre noi. Peste fiecare dintre noi. Și Abba, mă rog să ne dai înțelepciune, fiecare dintre noi să confruntăm lucrurile care trebuie confruntate, să nu tolerăm ceea ce trebuie confruntat. Aducem înainte ta lucrurile ascunse, lucrurile tainice, lucrurile cu care ne confruntăm și îți cerem ca tu să aduci eliberare și vindecare peste noi. Orice formă de blestem să fie rupte prin sângele Mielului. Orice formă de blestem generațional, de autoblesteme, de blesteme puse de alții peste noi, să fie rupte prin puterea sângelui Iisus Hristos. Astăzi înălțăm jertfa ta, Iisuse. Astăzi ne încredem în jertfa ta, Iisuse. Astăzi vrem să umblăm în libertatea pe care tu o dai prin sângele tău. Căci prin sângele Mielului avem intrare slobodă, liberă, înaintea tronului de har și de îndurare a lui Dumnezeu. Și fă ca și azi puterea sângelui tău să aducă restaurare în noi. Restaurare în noi. Vreau să vă chem în dimineața asta, pentru că eu știu că lucrurile astea au putere înaintea tronului lui Dumnezeu. Dacă este cineva aici care a înțeles că sunt lucruri în viața lui care trebuie să le confrunte, nu să le tolereze, vreau în locul în care ești, vreau să te ridici. Vreau să mă rog pentru tine în mod special. Dacă este cineva aici care a înțeles că sunt lucruri care trebuie să le confrunte, nu să le tolereze în viața lui. Eu vrem să ne rugăm în dimineața asta ca sângele Mielului să rupă orice lucru de peste noi care nu este în acord cu voia și cu planul lui Dumnezeu. În locul în care ești,
cheamă puterea sângelui, mielului peste tine, peste viața ta și spune, Doamne, în numele lui Iisus, rupe acest lucru de peste mine. Vreau să confrunt acest lucru, vreau să mă împotrivesc lui, nu vreau să-l tolerez în viața mea. Nu vreau să fiu sub un legământ. Neduhovnicesc. Aba, mulțumesc pentru puterea sângelui lui Hristos. Mulțumesc că sângele mielului a ridicat păcatul întregii lumi. Că sângele mielului are putere și autoritate asupra oricărui blestem, asupra oricărei boli, asupra oricărei neputințe. Că sângele mielului are putere asupra oricărei ființe spirituale din lumea întunericului. Că sângele mielului este deasupra oricărei puteri, oricărei domnii, oricărei stăpâniri. Că sângele mielului ne dă viață, ne dă binecuvântare. Prin sângele mielului suntem eliberați. Și abia vreau să mă rog pentru familii care sunt sub orice formă de blestem în acest loc. Rupe orice formă de blestem de peste familie prin sângele lui Iisus Hristos. Și pe cei, Doamne, care încă tolerează ceea ce ar trebui să confrunte, cer în numele lui Iisus, dă-le înțelepciune. Doamne, ajută-ne să nu avem o mentalitate de sclavi, ci să avem o mentalitate de războinici. Nu vrem să fim ca și sclavii din Egipt. Vrem să fim războinicii care au cucerit țara promisă. De aceea, Doamne, schimbă mentalitatea noastră, schimbă mentalitatea noastră și dă-ne putere să confruntăm lucrurile care sunt de drept ale noastre, lucrurile care le-am primit ca și moștenire prin Hristos Domnul, lucrurile care Tu vrei să ni le dăruiești. Doamne, nu vrem să stăm sub autoritatea, sub domnia celui rău în vreun fel, nu vrem ca cei rău să fure ceva de la noi, ci vrem, Doamne, ca Tu să-ți primești toată slava din viețile noastre, toată gloria din ceea ce suntem sau facem noi. De aceea, Doamne, conștientizăm că și azi, că hoțul nu vine decât să fure, să ucidă și să prăpădească, dar Tu ai venit să dai viață prin sângele Tău, să dai binecuvântare prin sângele Tău, să eliberezi de blestem prin sângele Tău și vrem să stăm înaintea Ta în dimineața asta, vrem să stăm înaintea Ta și să-ți cerem ca Tu să faci o lucrare dumnezeiască peste noi, peste viețile noastre. Și, Doamne, îți cerem azi să schimbi blestemul în binecuvântare. Tu poți să faci acest lucru prin sângele mielului. Schimbă orice formă de blestem în binecuvântare, Doamne. În binecuvântare. Vrem să ne mărturisim păcatele și lucrurile ascunse înaintea Ta. Lucrurile în care poate suntem sub legământ cu ce e rău și vrem să spunem că acele lucruri vrem să fie făcute fără putere în viețile noastre. Vrem Hristos să fie singurul Domn, singurul Stăpân, vrem Hristos să fie singurul pe care îl onorăm, singurul înaintea căruia ne închinăm, nu vrem să fie nimic altceva, lucruri cărora să le dăm atenția și închinarea noastră, ci vrem ca Tu să fii singurul. Și haideți, în timp ce ne apropiem de cina Domnului, să stăm înaintea Lui, să mulțumim Domnului pentru jertfa Lui. Toți cei care sunteți sub un legământ cu Domnul Iisus, adu jertfă de mulțumire acum și de laudă la adresa Lui pentru ceea ce El a făcut pentru tine. Prin puterea sângelui suntem vindecați, restaurați, un plus de viață duhovnicească. De aceea El merită laudele noastre și închinarea noastră. Mulțumim, Doamne! Mulțumim că Tu ai ieșit biruitor prin crucea Ta. Mulțumim că ai dezarmat
puterile întunericului și le-ai făcut de ocară înaintea întregului univers. Mulțumim că avem destin și binecuvântare în Tine. Mulțumim că ne-ai adus la viață. Mulțumim că ne-ai răscumpărat. Mulțumim pentru viitorul glorios care îl avem în Tine. Doamne, astăzi vrem să privim cu nădejde, cu speranță la ceea ce Tu ai rânduit pentru noi, la lucrurile bune care ne stau înainte, la darurile bune și desăvârșite care vin din Tine, Doamne. Vrem să ne bucurăm astea, aceste lucruri și înainte Tău.